Inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului își continuă acțiunile pe litoral și în municipiul Constanța. Deși se știe că aceste controle s-au intensificat în ultima perioadă și au fost zeci de terase și restaurante controlate și sancționate drastic de OPC, există încă localuri în care se servește mâncare preparată din produse expirate și în condiții insalubre. O nouă acțiune s-a desfășurat miercuri seară în stațiunea Mamaia, unde, din nou, inspectorii OPC au rămas șocați de ceea ce au găsit prin bucătării. De exemplu, la pizzeria Azuro s-au găsit produse expirate de un an de zile, iar carnea pentru mici era expirată de peste 4 luni. Din aprilie, mai să spuneți mie. Din 25 a 5 a expirat și ăștia sunt din 7 a 3 expirați. Păi da, era după frigiderul ăla care ce? Păi cine se mai ocupă de asta? Mâncarea preparată și servită clienților nu era proaspătă, ci rămasă nevândută din zilele anterioare. Însă ceea ce a întrecut până și imaginația inspectorilor a fost rața congelată. Nu ar fi fost ceva ieșit din comun dacă nu ar fi fost cu pene și necurățată de organe în interior. Dar sunteți sigur că fata asta e moartă sau urmează să-și ia zborul de aici? Bine, domne, faceți-mi și tot de mâncare. Ulterior a mai fost controlată o altă terasă din aceeași zonă, unde s-au găsit nereguli similare. Ambele localuri au fost lăsate fără dreptul de a desfășura activități pe o perioadă de 6 luni. Deci astea chiar sunt mușcate, nu? Nu știu, dar eu cred că eu nu văd un piept de pui. Haideți să-i zici, cum l-ați? Cum a plecat pieptul ăsta de pui? Stați să vă mai dau altul. Așa vin ele? Eu am văzut și eu pieptul de pui, e bătut și arată altfel. Ceva și mai halucinant aveau să constate inspectorii OPC Constanța în frunte cu directorul acestuia, Horia Constantinescu, la restaurantul turcesc Captain Baba din centrul Constanței, vis-a-vis de primărie. Ce-au găsit aici? Imaginile vorbesc de la sine. S-ar părea că acțiunea a avut la bază un filmuleț postat pe internet de un client. Acesta ar fi filmat cu telefonul un bucătar care fuma în timp ce gătea. Informația nu a fost confirmată oficial, însă condițiile insalubre constatate de oamenii legii sunt cât se poate de oficiale.